launched it 6 years ago, more than 1 million people have signed that pledge. We think that's a great accomplishment. It's largely driven by their interest in Formula One and in particular in Mika. And Mika has been the key ambassador for us in taking this campaign. Aș mai adăuga puținul pe care l-am învățat pentru Mika Lahtinen. Terve Turoa, Mika. And Kitos for being here. Ne dorim ca tot mai mulți participanți la trafic să dea dovadă de responsabilitate, să înțeleagă acest demers și este un lucru extraordinar că avem posibilitatea transmiterii unui mesaj educativ printr-un vector de imagine atât de puternic. Blessed to be here with Johnny Walker with the great campaign and with the great message that we never drink and drive. Great success. We'll be right back.
Mika Häkkinen a savurat cu plăcere un pahar cu apă plată în compania premierului Victor Ponta și a soției acestuia. Băutura aleasă de fostul dublu campion mondial la Formula 1 n-a fost deloc întâmplătoare. Petrecerea a fost organizată în cinstea campionului mondial de Formula 1, care a venit în România să promoveze condusul responsabil. Pactul împotriva consumului de alcool la volan a fost semnat și de vedetele Antena 3. Premierul Victor Ponta a putut petrece liniștit în club, pentru că șofer desemnat i-a fost Mika Häkkinen. Chiar și așa, prim-ministrul n-a băut nimic, pentru că nu-i stă în fire. A vrut însă doar să întărească exemplul pe care îl oferă campionul mondial de Formula 1. Eu am putut să beau alcool pentru că am un șofer atât de sigur, dar nu, n-am băut nici în seara asta, că nu beau niciodată. Mika, this is my car, but I'm sure you cannot use it. Familia Ponta nu s-a putut bucura de talentul lui Häkkinen, care a respectat toate regulile de circulație. Nu la fel s-a întâmplat și în timpul zilei, când fostul campion mondial a făcut o demonstrație la volanul bolidului Carpot Iwan, capabil să atingă o viteză maximă de 330 de km pe oră. Nu știu, cred că ar trebui să mai încerc o dată ca să pot să vă spun după aia cum e. I definitely recognize that everybody got the message that we never drink and drive, and that was our mission to come here. Was anyone scared from what you talked to them before? Oh yeah, we were really scared some of them. It was so funny.